pe Terzij Jartol de De Gaulle pe Liviu Dragnea, mi-a promis ce se va rezolva, nu avem motive să nu ne încredem în vorbele lui. Ministrul Afacerilor Externe sublinierei Comercului Exterior al Ungariei, Terzij Jartol, a declarat joi, într-o conferință de presă la Târgu Mure subliniere, ce, în privind ca înființării Liceului Teologic Romano-Catolic, letere C, de la Târgu Mure subliniere credem dialog sublinierei nu în mesaje lansate în media sublinierei C, întrucât liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a promis că situația subliniere colii se va rezolva, nu are niciun motiv să nu se încreadă în vorbele acestuia. Desigur, nu puteam să trecem nici pe lângă problema subliniere colii. Eu vreau să vă spun ce cred în dialog sublinierei nu în mesaje lansate în media. I, de sublinierei nu facem parte din aceea sublinierei familie de partide europene, totuși sublinierei, prin colaborarea guvernului român, s-a dovedit ce, prin dialog, se pot atinge ni subliniere de scopuri care, în trecut, nu am crezut ce se vor putea. Cu domnul mele subliniere că nu avem o relație foarte bun, foarte amical. Domnul Dragnea mi-a promis că situația liceului romano-catolic se va rezolva, deci nu avem niciun motiv să nu ne încredem în vorbele lui, deci sperme, foarte mult, nu avem nicio îndoială, ce se va reînființa liceul catolic. UDMR-ul face demersuri în acest sens sublinierei se interesează cum s-ar putea să se facă acest lucru, chiar sublinierei după decizia Curții Constituționale, dar în niciun caz nu vreau ca acesta să fie un mesaj transmis prin media, a arătat Terzij Jartol, scrie agerpres.ro. Ministrul de Externe ungar a arătat ce este încrezător în dialog, ce tot ce s-a obținut a fost rezultatul dialogului sublinierei ce este foarte important ca guvernele României sublinierei Ungariei să fie în relații strânse. Se vede ce, prin dialog, am putut să rezolvăm o mulțime de lucruri. Desigur, suntem cu toții puțin nervedători, dar acesta e un lucru normal, dar rezultate pe care le-am obținut nu le-am fi putut obține fără dialog. Un lucru important este ca guvernul României sublinierei Ungariei să fie în relații strânse sublinierei astfel să progresăm împreună sublinierei sper că acest lucru se va putea face sublinierei. În cazul liceului romano-catolic din Târgu Mureș subliniere, a subliniat Terzij Jartol. Pe 19 martie, CCR a decis ce dreptul de a dispune cu privire la înființarea, desființarea, fuziunea sau divizarea unicilor de încemânt de stat, confesionale sublinierei particular, preuniversitare, aparține autorităților administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor subliniere colare. Curtea Constituțională a admis sesizarea PNL-ei sublinierei IPM referitoare la proiectul de lege privind înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Târgu Mureș subliniere.